Rezultatele alegerilor locale din județul Gorj aduc modificări semnificative în peisajul politic local. PSD-ul a câștigat teren în alte primării importante. Prigoria, Bolboș, Dănești și Bulteni intră sub conducerea PSD-ului, marcând succesul partidului în aceste comunități și consolidându-și poziția în județ. Partidul Social Democrat a pierdut însă controlul în localitățile Căpreni, Stoina, Aninoasa, Ciuperceni, Turcinești și Stejari. Aceste schimbări ale puterii la nivel local subliniază din Mismul politic din gor și necesitatea adaptării continue a partidelor politice.